Au venit rușii la noi! Oh my God, this is not good, my man. This is not good. Uite acolo. Au venit rușii la noi. Slow down, man. Slow down, man. Slow down. Lasă-mă calce, TV-ul ăla. Hai că da, fraților, imediat ajungem în Dearborn Heights. Avem aici câteva boxe de delivrat, după aia în Allen Park și în Meldaville. Toate astea trei orașe sunt una lângă alta, Ciria. Hai că da, mergem să delivrăm acum. Am delivrat o boxe deja și acum mai delivrăm următoarele boxe. Deci cum se aude? Zim, zim, zim. Biju, biju, biju. Bă, dar ce-au ăștia pe la școală, mă? Intermedial school, ce fac cu trailerul ăla? Pun cabluri și fire de curent, de internet, să aibă elevi internet la școală. Ha! Acum abia am priceput. Da. Bă, frățică! Dar ce-i cu mașina asta, mă, frate, mă? Asta e mașină de război? A, au venit rușii la noi? Oh my God, this is not good, my man. This is not good. Uite acolo. Au venit rușii la noi? Au venit rușii la noi, fraților, ia uitați acelea. Mă, frate, mă, dar ce mașină, mă? Mă, dar ce mașină de război, mă? Floricele pe câmpii, hai să ne adunăm, să le adunăm copcii. Oia, uitați ce frumoase floricele au. Oamenii ăștia, mă, fraților, mă. Și au și piatră pe lângă geam. Bun, așa, uitați ce floricele au și ăștia pe geam. Welcome, ne zice bun venit acasă la noi, acasă la Edica. Îmi place albastru ăsta foarte mult, îmi place culoarea asta albastră. Ce e aici, bă, fraților, bă? S-au apucat ăștia de la școală să facă remodeling și acelea? Și aici e un fel de școală, ceva, un cămin pentru refugiații din Ucraina. Slow down, man, slow down, man. Slow down. Lasă-mă calce, TV-ul ăla. Gata, fraților, am terminat în Dearborn Heights, mergem în Allen Park acum. Avem la 6 minute de mers în Allen Park, următorul oraș. Hai că da, sperăm că aici să meargă mult mai repede. Da, deja am delivrat 15 boxe acelea în Dearborn Heights. Mai avem în Allen Park și în Meldaville. Bă, boys, dar ce faceți, bă, boys, bă, fraților, bă? Trecem acum calea ferată, ne asigurăm, stânga, dreapta, liber, colegul. Frumos acelea. Deja am delivrat o câteva box în Allen Park, în orașul Allen Park. Mai avem de delivrat. După care o să avem și în Meldaville. Hai că da! Ce casă frumoasă! Aranjat frumos, se vede că oamenii întrețin această casă. Balansoar frumos, acelea, scaun frumos pe terasă. Să stai să vei în ceaie seara. Frumos! Ce fain e aranjat pe acelea. Sunt unii care îngrijesc de case, mă, fraților. Îngrijesc de case mai mult decât de ei. Ce mașină frumoasă, clasă pacifică, cum am și eu. Și ce buburuță frumoasă, Fiat, bă, frate, mă. Fiatul e făcut de italieni, i-a cumpărat italienii. Da, în Italia când am fost numai Fiatul de-astea micuțe, găseam. Dar ce fain și pacific asta gri. Mamă, ce rulotă, frate, ai bani de rulotă și mie nu-mi dai să mă plimb cu rulota o tură, a? Stai să vedeți aici, bă, boys, ce bas avem noi de pe vremea lui Pazvante Chioru, de pe vremea lui bunica, când mergea bunica la școală, ia uite aici, nici nu-l vezi de la distanță, e verde ca și iarba, ia uite acolo ce veche, frate. Ia uitați aici. Uite, acolo merge să trăiască. Ăștia sunt patriotici, ca și mine. Ia ce mașină antică avem noi în față.
GTA. GTO scrie pe ea. Hai că da. Numai că poluează tare mult, că miroase după ea. Ia uite aici ce frumos. Un cheșoare mai mult de mașini acolo. Hai că da, fraților, mai avem 21 de baxe. Avem vreo 5-6 în Medalville și restul în Alan Park. Uite aici se auzeau, aici e un fel de concert, un fel de spectacol, nu știu ce. Hai că da, au venit oamenii pe acelea, s-au adunat cu toții și... Uite ce ordonate astea, uite ce au comandat. E o baxă, ceva fier, e greu de numai, parcă zici că sunt fiere din alea de făcut mușchi. Hai că da. E puraș, coconaș, a fugit peste imaș și s-a dus colo sus, într-o râcă s-a ascuns. Ia uitați-l. Bă, ce frumos stai acolo. Mă pac să-l trage așa în el și ai o friptură pe diseară. Ia, vreo 10-12 boxe mai avem. După care vom termina. Între timp se înserează. Dacă da, fraților. Așa, sacilia. Welcome. Hai că da, fraților, mai avem o singură box acelea în Elon Park. După care vom face orașul Medalville. În Medalville mai avem doar vreo 6 boxe probabil. Hai să începem orașul Medalville. Probabil că nu v-am luat cu mine pe timp de seară, dar aveți ocazia acum să vedeți pe timp de seară ce întâmpinăm noi pe acelea, să vedeți ce frumos e de văzut numărul la casă, că nu prea-l vezi bine 100% și trebuie să umbli puțin să vezi bine numărul. Hai că da. Hai că ajungem acum. Avem 2 boxe pe strada asta. De fapt 3 boxe pe strada asta. Una lângă alta. Foarte bine, foarte bine. 28. Aceasta este boxa. După care următoarea boxă. 941. Așa da, să ai 20 de boxe pe acea stradă. Să vezi dacă nu le termin în 10 minute. Ăștia și-au aruncat salteaua, frate, nu-i mai place salteaua asta. Gata, scurțe salteaua. Mă, ce-i 71, mă, frățică. 75 e partea asta alaltă, nu? Da. Că da, fraților, niciodată l-am încheiat așa de târziu. La 9:15 vlogul, sper că mă vedeți. Dacă nu aia, mă scuzați. Îmi pare bine că am stat împreună. Dați un like, un share, un subscribe la canalul Life is Good and Joy. Vă mulțumesc că ați stat cu mine. Și ne vedem la un nou vlog. Mâine o să filmăm și a 8-a zi de la școala de șoferi. Hai, rămâneți cu noi. Uite acolo cum stau trocurile, frate. Uite acolo cum stau trocurile. La compania Ford. Hai că da. Na, ce să faci? Probabil că vom ajunge și la compania Ford să lucrăm pe semi-truck, pe tir. Ia uite pe asta. Fii atent pe asta cum face dreapta acum. Ia uite, uite. Deci te duci așa. Ai luat bordura? Nu ai luat-o. Nu a luat bordura.